Veste bună pentru cei care solicită pașapoarte. Serviciul public comunitar pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple OLT a lansat astăzi o aplicație pentru programări online. Astfel, cu un simplu click, cetățenii se pot programa de acasă, fără a mai fi nevoit să stea la cozile de la ghișee. Aplicația poate fi accesată la adresa epașapoarte.ro sau de pe site-ul instituției prefectului județul OLT, www.prefecturaolt.ro. Programările online se pot face începând cu data de 18 decembrie. Reprezentanții prefecturii OLT au și câteva sfaturi pentru cetățeni. Instituția prefectului județul OLT recomandă solicitanților următoarele: să verifice valabilitatea actelor deținute și să se programeze din timp pentru a evita aglomerația, să se prezinte la ghișeu la ora și data rezervată, având asupra lor toate documentele necesare, iar înainte de completarea programării să se asigure că dețin toate actele necesare depunerii cererii, programarea fiind gratuită și netransmisibilă. Potrivit șefului de la serviciul de pașapoarte OLT, Constantin Marica, principalul motiv pentru care a fost creată această aplicație îl reprezintă evitarea aglomerării de la ghișee. Numai în luna noiembrie au fost eliberate 700 de pașapoarte temporare și electronice. Reprezentanții serviciului spun că lunile de vară sunt critice, numărul pașapoartelor solicitate și eliberate fiind de 2-3 ori mai mare.